După rachete cu rază lungă de acțiune, Marea Britanie anunță că va transmite Ucrainei și drone kamikaze, care pot atinge ținte până la 200 de kilometri, dar și rachete pentru apărarea aeriană. Anunțul a fost făcut de Ministerul Britanic al Apărării în timpul vizitei la Londra a președintelui ucrainean. Zelenski s-a întâlnit cu premierul Rishi Sunak, iar ieri acesta a fost în Germania și Franța. În cadrul acestui turneu diplomatic în Europa, liderul de la Kiev vrea să-i convingă pe partenerii occidentali să-i doneze avioane de lupte moderne. Deocamdată însă a obținut promisiunea că Regatul Unit începe instruirea piloților ucraineni. Premierul britanic Rishi Sunak l-a găzduit pe președintele ucrainean la reședința sa oficială de țară. Cei doi au discutat despre ajutorul militar înaintea unei contraofensive ucrainene așteptate încă din primele luni ale acestui an. S-au întâlnit într-o atmosferă mai puțin oficială, iar la final Volodymyr Zelenski a declarat că își dorește crearea unei coaliții a avioanelor. Rishi Sunak nu s-a angajat să trimită avioane, dar a promis că Regatul Unit va începe în curând instruirea piloților ucraineni. Very important topic for us because we can't control the sky, you know it. So I think you know everything deeply because we're real partners. Rishi knows all the details, what's going on our battlefield. Thank you very much. And we want to create this jets coalition. And I'm very positive with it. We're ready to implement those plans in relatively short order, which will mean that we're training Ukrainian citizens to become absolutely combat-ready aircraft pilots, and particularly whether it comes to NATO tactics as well, because that's an important part of the long-term relationship between our countries. Înainte de întrevederea celor doi lideri, Ministerul Britanic al Apărării a anunțat un nou pachet de asistență. Este vorba despre sute de rachete pentru sistemele de apărare aeriană și drone kamikaze cu rază lungă de acțiune. Asta după ce, acum câteva zile, autoritățile de la Londra au anunțat că donează rachete care pot atinge ținte de până la 300 de kilometri. Vizita la Londra are loc după ce ieri Zelenski a mers în Germania și Franța într-un turneu diplomatic european. La Paris, Zelenski s-a oprit doar pentru câteva ore și nu a făcut declarații pentru presă. În schimb, împreună cu Emmanuel Macron, liderul de la Kiev a emis o declarație comună prin care se spune că Franța va antrena și va echipa mai multe batalioane ucrainene cu 10 de vehicule blindate și tancuri ușoare. Și autoritățile de la Berlin au promis un pachet militar consistent Kievului, iar cancelarul german i-a urat succes Ucrainei în contraofensivă. Și kilka vizitiv i vse. Viel Erfolg! Aceasta este prima vizită a lui Zelenski la Berlin de la începutul războiului în țara vecină. Liderul de la Kiev a mai vizitat anterior Londra și Parisul într-un alt turneu diplomatic.